Bună dimineața, viață! Vrem cu zâmbetul pe față să ne petrecem ziua senină, cu flori, soare și lumină. Spiridușilor, am auzit eu că în grădina soarelui se întâmplă ceva. Mergem să vedem? Mergem! Suntem foarte curioși! Haideți, repejor! Era odată trei frați fluturași, unul albastru, unul roșu și unul galben. Cei trei dansau cât era ziua de lungă, în jurul florilor din grădină. Se jucau voioși în lumina soarelui și nu se plictiseau nicio clipă, pentru că erau foarte fericiți. Într-o zi, a venit o ploaie torențială și le-au dat carele frumoase. Cei trei fluturi au zburat spre casă, însă au găsit ușa închisă. Așa că au fost nevoiți să rămână în ploaia, care să reușise să elude foarte cald. Frații fluturi au pornit în căutarea unui adăpost și au zburat către o narcisă. Dragă noastră narcisă, poți să îți deschizi petalele și să ne lași să ne adăpostim între ele până treci furtuna. Narcisa răspunde: cel roșu și cel galben pot intra în casă ca mine, dar cel albastru nu. Cei doi frați, galben și roșu, îi spun: dacă fratele nostru albastru nu se poate adăposti între petalele tale, atunci și noi vom rămâne în ploaie cu el. Afară ploua tot mai tare, iar fluturașii erau tot mai uzi, așa că și-au luat zborul spre o albă strea, căreia i-au spus: poți să-ți deschizi ploarea pentru a ne adăposti și noi de ploaie. Albă streaua răspunde: fluturile albastru poate intra la adăpost, pentru că este ca mine, dar cel roșu și cel galben vor rămâne afară. Fluturile albastru spune: dacă nu ne primești pe toți trei, atunci eu voi rămâne în ploaie alături de frații mei. Mai bine o furtună decât să stăm despărțiți. Astfel, cei trei fluturi și-au luat zbor. Dar soarele a auzit totul și știa că sunt trei frați buni care au rămas uniți chiar și în fața unei furtuni care aproape îi ucise. Așa că a ieșit între noi, a alungat ploaia și s-a gândit să le ofere o grădină de flori primitoare, multicolore, eu colorate, care să-i găzduiască indiferent de culoare. Pentru aceasta, soarele va utiliza un targer, goașă și pipete, scobitor, pensulă, mult clei, și desigur apă. Turnăm apa în tanger, adăugăm clei, picurăm cu ajutorul pipetei vopseaua de care avem nevoie.
minunate, frumoase, colorate! Iar noi, copii, vă dorim ca pe poteca vieții voastre să întâlniți la flori pline de bucurie și fericire. Astăzi, împreună cu voi, a fost Spiridușii Creativi! Pe curând! Pa, pa!